Bătaie la camera de gardă a Spitalului de Pediatrie din Ploiești. Tatăl unui copil, enervat că a fost lăsat să aștepte, l-a luat la bătaie pe unul dintre paznicii spitalului. Colegul meu, Ovidiu Stan, este în acest moment în direct și ne oferă mai multe informații. Ovidiu, bună ziua! Bine te-am găsit, Maria Linda. În cursul nopții, practic, atunci când urgențele sunt foarte frecvente, un bărbat în vârstă de 25 de ani împreună cu copilul său s-au prezentat la secția urgente a Spitalului de Pediatrie din Ploiești, astfel ca medicii să-i acorde primul ajutor copilului, însă bărbatul după scurt timp, practic, și-a pierdut răbdarea și l-a agresat pe paznicul care era la camera de gardă, astfel că l-a și împins. Înțelegem din rechizitoriu că pur și simplu l-ar fi luat la bătaie. Cert este faptul că bărbatul a fost amendat la legea 61. Acesta spunea că și-a pierdut răbdarea și că a stat foarte mult să aștepte să fie tratat copilul său, iar polițiștii au deschis și un dosar penal pentru loviri și alte violențe, însă este important să specificăm faptul că medicii ne spun că de fiecare dată când un pacient se prezintă la urgență, este luat în funcție de prioritatea 0, 1, 2 sau 3, în funcție de cât de grav este pacientul, nici de cum în ordinea sosirii acestora.